Să vorbim despre stres. Resursă pentru clasa a 5 -a la disciplina consiliere și dezvoltare personală. Astăzi vei face cunoștință cu Maria, o fetiță de vârsta ta. Observând imaginea, probabil te întrebi ce se întâmplă cu ea. Să vedem cine este Maria. Maria este o elevă conștiincioasă din clasa a 5 -a, care își petrece mult timp învățând mai ales că o așteaptă evaluări la toate disciplinele. În ultima perioadă a devenit foarte morocănoasă, închisă în sine, nu vorbește cu nimeni, își petrece mult timp stând în cameră singură, este obosită, s-a îndepărtat de toți colegii și prietenii ei, este fără chef, se ceartă mereu și cu părinții ei. În ultima vreme și-a modificat preocupările, de exemplu, și-a pierdut interesul pentru sportul preferat. Părinții au sesizat că aceste stări se manifestă de câteva luni și nu știu ce să facă. Nu știu cu ce probleme se confruntă fica lor. Analizând situația Mariei, care crezi că este răspunsul pe care îl caută părinții ei? Cu ce probleme se confruntă fica lor? Cu siguranță ți-ai dat seama că una dintre problemele fetei era stresul. Cum ai reușit să-ți dai seama care este problema Mariei? Probabil acest lucru nu ți s-a părut greu dacă ai analizat din cazul prezentat dificultățile prin care trece Maria, modul în care se comportă ea în ultima perioadă. Ți s-a întâmplat și ție să ai reacția asemănătoare? Dacă răspunsul tău este da, amintește-ți dacă în acele momente ți-ai dat seama care este problema cu care te confrunți. Maria și părinții ei nu și-au dat seama de această problemă, dar tu ți-ai dat seama atunci sau după ce ai depășit situația? Te rog să te gândești acum la o situație care ți-a declanșat stresul. Care dintre dificultățile pe care le are Maria le-ai simțit și tu în situația respectivă? Maria nu dorește să comunice. Consideră că nimeni nu o înțelege, nici chiar părinții ei cu care se ceartă frecvent. Își dorește să obțină rezultate bune la evaluările de la toate materiile. Își dă seama că se simte tot timpul obosită. Sportul pe care l-a practicat timp de 2 ani, de 3 ori pe săptămână, nu mai reprezintă interes pentru ea. Nu îi mai place deloc. Te rog să te gândești care ar fi răspunsurile tale pe care le-ai notat în fiecare spațiu. Care sunt reacțiile atunci când te afli în fața unei situații stresante? Poți să ți notezi în caiet reacțiile pe care le-ai avut în situația la care te-ai gândit mai devreme. Ce ai notat în spațiul 1? Dar în 2? Dar în spațiul 3? Te rog să te gândești la cât mai multe reacții sau comportamente pe care le-ai manifestat. Câte dintre ele îți sunt comune cu ale Mariei? Ce înseamnă acest lucru? Faptul că putem avea reacții asemănătoare la stres, chiar dacă situația stresantă prin care trecem fiecare dintre noi e diferită. E important să ne amintim faptul că stresul apare ca o reacție noastră atunci când organismul se adaptează la anumite situații pe care noi le considerăm dificile. De exemplu, situația dificilă pentru Maria era dată de dorința ei de a obține note mari la toate testele ceea ce a determinat-o să învețe foarte mult, aspect care a condus la o stare de oboseală permanentă, la refuzul de a comunica cu familia și prietenii. Stresul poate apărea și ca un semnal de alarmă că un anumit lucru nu funcționează cum ne dorim, de exemplu atunci când părinții te anunță cu câteva zile înainte că nu-ți vor mai putea organiza petrecerea de ziua ta, iar tu deja ți-ai invitat toți prietenii. Cu siguranță, această situație nu este una confortabilă pentru tine și poate poți să o percepi ca fiind una stresantă. Stresul ca un dezechilibru perceput între situațiile trăite și capacitățile persoanei de a se adapta a acelor situații, în acest context ne referim la modul cum interpretăm, cum ne raportăm noi la anumite situații. De exemplu, eu pot să am reacții la stres în momentul în care dau proba la sport. Și știu că pentru nota 10 pe care mi-o doresc, trebuie să nu depășesc 3 minute și 30 de secunde la alergarea de rezistență pe un kilometru. Iar eu nu am reușit niciodată să alerg pe această distanță în mai puțin de 4 minute. Te invit acum să dai și tu alte exemple de situații în care te-ai confruntat cu stresul, într-unul dintre mediile în care îți desfășoară activitatea, acasă, la școală sau în preajma prietenilor și să le împărtășești colegilor cum te-ai simțit în acea situație care sunt reacțiile pe care le-ai avut în perioada respectivă ai putea să le notezi în caietul tău acum la final te rog să te gândești cu ce obiect ai asociat stresul de ce crezi că acel obiect are legătură cu stresul ce culoare ai alege pentru a defini stresul Comunică dirigintelui și colegilor tăi răspunsurile la care te-ai gândit și pe care ți le-ai notat pe parcursul materialului. Succes!